Carmina a avut câteva întrebări la care a răspuns. Cum ți se pare noul concurent? Ți este dor de casa Mireasa? Este drăguț și foarte amuzant, îmi este dor de persoanele din casă. Îți place noul băiat? Pare un băiat ok. Ce părere ai despre Vlad Cătălina? Vlad este un băiat minunat, iar Cătălina o fată liniștită cu un suflet bun. Din punctul meu de vedere, formează un cuplu frumos. Fetelor le este dor de tine, toți din casă te apreciază pentru omul minunat care ești și mie mi-este dor de concurenții din casă. Ți-ai dorit să te reîntorci? A fost o experiență frumoasă, dar nu mi-aș dori să mă reîntorc. Cine vrei să câștige, nu mă pot pronunța în această privință. De ce fată ți este cel mai drag din casă? Sabrina, Cătălina, Simona și Diana a fost răspunsul Carminei. Ce părere ai de Dima și Sabrina? Cum i-am spus și Sabrinei când eram în casă, îmi place foarte mult cuplul lor și se vede că țin unul la altul. Ce părere ai despre Hatice? O părere bună. La înălțime te-ai fi potrivit cu Antoniu. Da, este foarte înalt. Ce părere ai despre Alex? Este un băiat bun, dar cum i-am spus și lui, ar trebui să nu-și mai dea cu părerea atât de des. Te-ai întoarce în casă pentru un nou concurent? Nu. Ai vrea să te întorci în casă? Ce părere ai de Antonio și Zain? Nu aș vrea, am o părere bună despre amândoi. Cum ești? Sunt foarte bine. Susții pe cineva aparte? Îmi sunt dragi toți. Mulți am vrea să te vedem iar în casa Mireasa și ea a spus că îi îmbrățișează. Cam acestea au fost întrebările la care a răspuns Carmina.